În fiecare an, pe 21 martie, se celebrează în întreaga lume una dintre cele mai frumoase forme ale exprimării artistice, ale identității culturale și lingvistice a unui popor, poezia. Începând cu anul 2002, în fiecare primăvară, Colegiul Tehnic Petru Pony Roman este gazda unui concurs de creație lirică, Dor de poezie. În această eră digitală, în care atenția noastră este tot mai mult distrasă, în care valorile noastre au devenit tot mai materiale, mai lumești, poezia reprezintă o oază de spiritualitate, iar cuvintele sunt pline de magie. Poeziile ne ajută să pătrundem în sufletul celui care le-a scris, ne ajută să descuiem uși altfel ferecate. Poezia este un drum spre interiorul nostru. Așa cum bine spunea poetul fără pereche, Grigore Vieru, poezia este secretul creierului scăpat din gura inimii. Dragi membri ai jurului, dragi invitați, bine ați venit la 16-a ediție a concursului regional de poezie, Dor de poezie. Este un lucru minunat că încă mai există acest dor de poezie. Că în această eră în care suntem tot mai asaltați de mijloace de socializare, de fapt noi am devenit din ce în ce mai singuri. Și ne căutăm scăparea, poate și în poezie. Dați-mi voie să vă prezint invitații și membrii jurului pentru acest an al concursului de creație. Primarul municipiului Roman, Lucian Ovidiu Micu. Domnul Boris Cepalis, președinte al Comunității. Domnul Dan Dimitriu, reprezentant al Societății Clepsidra Roman. Doamna Mihaela Nazaretian, pe care o invit alături de mine, reprezentant al Comunității Armene din Roman. Regretăm absența din rândul nostru a domnului deputat profesor Dan Laurențiu Leoreanu, a domnului deputat Viorel Stan și a doamnei viceprimar Roxana Iorga. Juriul, care de fapt reprezintă polul central al atenției noastre pentru acest concurs, este alcătuit din profesor universitar doctor Cristina Emanuela Dascălu, Universitatea Apolonia Iași, prorector Relații Internaționale ULIMP. Dumitru Brâneanu, președinte al USR, filiala Bacău. Doamna Cristina Ștefan, vicepreședinte al USR, filiala Bacău. Ion Prăjișteanu, director al revistei Plum, revistă editată și Cristina Panaide, director al Bibliotecii Municipale. Au mai făcut parte din juriu, dar din diverse motive, astăzi nu au putut să vină, domnul profesor dr. Gheorghe Brânzei, inspector de limba și literatura română la ISJ Neamț, preot Cornel Paiu, președinte al Societății Culturale Clepsidra Roman, și profesor Ovidiu Cornilă, președinte al Uniunii Lucian Blaga, a scriitorilor și artiștilor din Spania.
Anul acesta avem înscrise în concurs 60 de creații care provin din 13 județe, respectiv din 20 de localități din țară și Republica Moldova, localitatea Bălți, și suntem deosebit de onorați de faptul că de acolo avem astăzi invitați. Vă rog să vă ridicați în picioare să vă vadă toată lumea. Iată, astfel manifestarea se înscrie și în acest centenar al Unirii. Județele din care provin creațiile sunt Neamț, Iași, Bacău, Vâlcea, Prahova, Ilfov, Mehedinți, Dolj, Buzău, Vrancea, Galați, Botoșani și Alba. Uitați-vă ce prezență numeroasă de creații și ne bucură foarte mult faptul că acest concurs pe care noi îl desfășurăm de atâția ani a căpătat de-a lungul timpului o valoare din ce în ce mai mare. Stimați invitați, vă rog câteva cuvinte și un mesaj transmis acestui concurs pe care îl desfășoară colegiul nostru. Domnule primar, vă rog. Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, stimați membri ai jurului, stimați invitați. E o mare bucurie ca în fiecare an să fim alături de dumneavoastră la această frumoasă manifestare, manifestare care nu face altceva decât să ne cite în arta creației pe dumneavoastră, cei participanți la acest concurs și pe de altă parte creațiile dumneavoastră să ne mângâie sufletul prin ceea ce dumneavoastră ați făcut. Așa cum spuneam odată, fiecare dintre noi suntem vremelnici pe pământ, dar este important ca în urma noastră să lăsăm ceva. Sigur că cei care au acest talent al scrierii, fie că vorbim de poezie, de proză, poate lasă pe o perioadă mai mult de timp și dintre dumneavoastră mi-ar dori să vedem acei viitori autori care să fie studiați și în școli, dar pe de altă parte și reprezentativi pentru România. Eu vreau să vă felicit în primul rând pentru faptul că ați participat la acest concurs. În același timp vreau să vă încurajez să mergeți mai departe spre această înclinație pe care o aveți și, bineînțeles, doamna director, să considerați în continuare Primăria Municipiului Roman un partener al instituției dumneavoastră în toate concursurile pe care dumneavoastră le organizați și, bineînțeles, și în alte tipuri de activități. Încă o dată, mult succes tuturor, felicitări celor care au întrunit consensul jurului pentru a fi premiați la competiția din acest an și sunt convins că nu veți, cei care nu ați câștigat la ediția din acest an, nu vă veți lăsa mai prejos și la ediția de anul viitor. Acest lucru vă va motiva și vă va determina să veniți cu creații care să vă permită să fiți premiați. Încă o dată, felicitări! Mulțumim pentru cuvânt și de asemenea vă mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat în organizarea acestui concurs. Pe domnul profesor Kramer Sandu nu l-am prezentat ca fiind invitat pentru că dumnealui este de-al casei. Și pentru că este autorul faptic și moral al acestui concurs de creație literară. Este cel care în anul 2000 a pornit inițiativa de a strânge toate creațiile artistice ale elevilor de la fostul liceu industrial numărul 3, ca așa se numea atunci, într-un volum de versuri. Astfel încât, acum, noi sărbătorim, de fapt, două lucruri distincte în acest concurs. Pe de o parte, a 16-a ediție a concursului regional de poezie,
și a 18-a ediție a apariției primei plachete de versuri doar de poezie. Domnule profesor, cu dragoste vă ascultăm. Cu dragoste vă răspund și eu. Am adus formularul, imaginea, cum vreți să-i spuneți, modestă, cum putea fi creată acum 18 ani, bătută la mașină, lipită în exemplarele care au fost. Dar acum 18 ani, anul 2000, însemna și un alt moment deosebit pentru liceul nostru. Și este specificat pe acest prim exemplar 120 de ani de la înființarea acestei unități de învățământ. Deci am avut atunci o dublă aniversare, să spunem, le avem în continuare. Nu ne arog meritul prim în apariția acestui prim exemplar și în demararea creației Dor de poezie. Aveam un elev. Am avut un elev, elev al nostru, pe care îl cheamă Dumitrache Bogdan și care a venit cu ideea, prezentându-mi o poezie într-un concurs pe care îl făceam la nivel de liceu, intitulată Dor de poezie. Discutând cu el, am spus, Bogdane, haide să facem din aceasta cu participarea celorlalți colegi de-ai tăi, atunci a fost numai la nivel de liceu, un volum de poezii, o plachetă de poezii, doar de poezie. Așa a început. Acesta este momentul. Și am ajuns la ediția 18. Aici vreau să fac o mică precizare. Este o pierdere. Cei care s-au ocupat de redactarea plachetei au în interior au specificat ediția 18, dar pe copertă a apărut ediția 8. Se va face rectificarea ulterior. După 2 ani ne-am gândit să instituim întâi la nivel de municipiu, de școli, de oraș, un concurs, care a ajuns, datorită colegilor mele, eu sunt primul an eram boboc, pensionar, al doilea tânăr, în urmă și mai tânăr, pensionar. Colegilor mele care, prin munca, prin strădania lor, au ajuns să facă asemenea plachete care merită, într-adevăr, a fi citite, a fi difuzate, a fi studiate, a fi apreciate. Așa cum și lor le doresc putere de muncă în continuare, succes și în anul 2020 aș vrea, cu ocazia împlinirii a 20 de ani, spuneam, vorbeam și cu colega mea, profesora Mirela Mihoc, să-l invităm, îl caut în toată țara, unde o fi, poate în străinătate, pe Bogdan Dumitrache, să-l invităm la împlinirea 20 de ani de la ediția primei plachete de versuri. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Nu o să respect în totalitate uzanțele și nu o să dau cuvântul acum tuturor invitaților. Pentru că vreau să mulțumesc din inimă membrilor Catedrei de Limba Română, fără de care acest concurs nu s-ar putea desfășura an de an. Și în aplauzele dumneavoastră vi prezint doamna profesoară Mirela Mihoc, doamna profesoară Cătălina Corfăneanu, doamna profesoară Dima Teodora, domnul profesor Rusu Dănuț și doamna profesoară Pescaru Monica.
Vă mulțumesc în numele tuturor colegilor de fapt, ale Colegiului Tehnic Petru Ponic, pentru aportul deosebit pe care l-ați avut în organizarea acestui concurs. Doamna profesoară Mirela Mihoc, pentru că sunteți autorul moral al acestei ediții, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte. Ce să vă spun, că nu contează că mă aud, cred că dacă e primăvară, e doar de poezie. După 15 ediții deja efectuate, dorul de poezie a ajuns acum la a 16-a ediție și volumul împlinind vârsta majoratului a devenit pe bună dreptate un reper cultural al orașului roman. Mărturie stau întrebările colegilor, oamenilor de cultură, când se face dorul, când aveți dorul. Dorul deja este cunoscut de toată lumea și ne reprezintă, cred eu, în cadrul comunității din care facem parte. Noi suntem mândri că reușim, împotriva timpurilor în care trăim, să mai adunăm sub aripa dorului de poezie și elevi talentați și profesori inimoși care ne ajută an de an să săvârșim aceste bijuterii, volume de versuri ale elevilor din toată țara. Poate că nu toți vor deveni scriitori consacrați. Poate că nu toți vor străluci pe coperta unei cărți, dar atâta timp cât în sufletul lor descoperă un sentiment frumos și îl îmbracă într-o metaforă, noi profesorii suntem mulțumiți. Mulțumesc și eu tuturor invitaților, mulțumesc primăriei Roman pentru sprijinul acordat, mulțumesc membrilor juriului care au ridicat clar ștacheta acestui concurs. Mulțumesc tuturor participanților și felicit învingătorii. Dau acum cuvânt, pentru o scurtă pauză, o să invit pe Marcelina Bilbo, eleva noastră din clasa 11-a, să ne încânte. Dar inima mea nu-mi simt cu mine.
câteva gânduri legate de poeziile participante în concurs și dau cuvântul doamnei profesor universitar dr. Cristina Brasului. Probabil că pot să mă auzi și pe microfon, dar mulțumesc. Sunt mai bine fără microfon? Mai bine. În primul rând, sunt și emoționată, și încântată, fericită că sunt aici din nou, în mijlocul dumneavoastră, la un festival care se intitulează Dor de Poezie. Eu nu puteam, în consonanță și în armonie, decât să vin cu dorurile mele. Dorul pentru municipiul Roman, un oraș în care eu mă simt întotdeauna acasă, cu un primar mereu implicat în toate activitățile culturale. Am observat asta și de la emisiile precedente ale festivalului dumneavoastră și de la alte manifestări. Un oraș al tradițiilor și diversității, nu întâmplător, avem aici și membri importanți, conducătorii comunităților elene și armeană. Un oraș al elitelor culturale. Sunteți norocoși dumneavoastră că aveți în mijlocul dumneavoastră poeți, poeți importanți, poeți precum domnul Costan, creatori de frumoși de cultură precum domnul profesor Kramer, Dani Mitriu. De asemenea, aici la Colegiul Petru Poni, din nou mă simt acasă, deci întotdeauna este și un dor pentru colegiul dumneavoastră. Aveți copii talentați, i-am văzut în fiecare an. Vă felicit și acum pentru interpretarea deosebit de frumoasă. Cred că voi vorbi fără microfon. M-auziți și fără microfon? Cum vă aud puțin fenomenul ăsta de microfonie? Sunt impresionată de asemenea de faptul că din nou m-am întâlnit cu prieteni dragi aici, cu președintele Uniunii Scriitorilor de la filiala Bacău, domnul Brănișteanu, cu vicepreședintele doamna Ștefan, cu redactorul șef și... Președintele, domnule directorul. Mă scuzați. Așa pare de vise. Sunt foarte emoționată. Voi întotdeauna mă emoționați, de asta sunt și eu la filiala Bacău, că sunt într-o emoție permanentă. Și cu doamna directorul la biblioteca română. Dacă fac greșeli, știți, mai trebuie să îmi permiteți și asta. Referitor la poezie, discutam la telefon când jurizam așa cu doamna Ștefan și amândouă am concluzionat că poeziile sunt foarte bune, că se află printre noi, sunt contemporanii noștri, scriitori talentați, colegii noștri mai tineri. Și anul acesta, un pic din surpriză, iau și anul acesta premiul întâi, cam marele premiu la premiul întâi, merge din nou la frații noștri de peste Prut, adică de fapt tot la noi, la români. Și de data aceasta eu sunt încântată că cel care a câștigat acest premiu este aici printre noi. Și la un moment dat poate îmi va da voie să-i citesc poezia, dacă nu vrea să-l citească dumnealui. Și este împreună cu familia, pentru că suntem într-o mare familie, familia de aici din liceu și familia personală. Nu pot să spun decât mulțumesc că m-ați invitat din nou să fiu aici. Mulțumesc dumneavoastră celor care ați participat la acest concurs de poezie, pentru că mi-ați dat voie să trăiesc clipe frumoase. Sunteți talentați, sunteți frumoși și sper că veți menține această stare de echilibru precar, lumea precară în care trăim. Mulțumesc din nou tuturor celor prezenți. Va fi un festin al poeziei, va fi în continuare o zi sub semnul cuvântului care are sens.
și nu pot decât să mă înclin în fața dumneavoastră a tuturor, a organizatorilor, a profesorilor, a membrilor juriului și, bineînțeles, a tuturor celor care ați fost implicați. Mulțumesc! Acum cuvântul doamnei Cristina Ștefan, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor Filiala Bacău. Mie toți mi-e bucur. O să încep cu o exclamație. Sunteți formidabili. Mi-aș dori să luăm exemplu noi Bacău de la astfel de acel. Vreau să vă felicit din tot sufletul primăria care vă susține și, în primul rând, copiii. Deci, copiii, vă rog să mă priviți, poezia nu moare și nu moare prin voi. Suntem într-o perioadă tulbure, suntem într-o perioadă grea, dar voi trebuie să citiți și să prețuiți ce avem noi mai sfânt în suflet. Poezia este un har al sufletului. Și prin acest concurs s-a demonstrat asta cu primul. Nu sunt la prima batere de jurizare, am o experiență de 10 ani, dar poeziile din acest concurs, i-am și spus doamnei Nihoc, au un nivel ridicat. Un care presupune lectură, care presupune știința poeziei, nu numai simțirea și transcrierea ei pe hârtie. Felicit din tot sufletul toți participanții, absolut toate poeziile și practica demonstrează asta, sunt de o calitate incontestabilă. Am votat, am notat poeziile premiate, care au ieșit pe primele locuri, au fost și opțiunile mele. În schimb, ca surpriză, am un premiu pentru, am aflat astăzi, o fetiță din Câmpina. Vreau să vă felicit și pentru modalitatea, regulamentul de a nota. N-am știut nimic, am avut niște poezii numerotate. Și fiecare a votat cum a simțit și a știut. O fetiță din Câmpina, vă spuneam, care, iată, din păcate, am apreciat-o numai eu. Nu are niciun punct. Dar vreau să vă spun, domnilor profesori, domnilor jurați, că este o poezie de înalt nivel, postmodernist. Am numit-o o ars poetică. Și dacă o să-mi dați voie să-mi scot ochelarii, că eu de aproape văd de departe nivel. Se numește Alternativ. Și o să-mi permit, dacă am timp, să o citesc. Nu e lungă. Și te întreb vreodată, de ce fiecare vers ți-l dedici, o febreță egoistă, repetitiv și obsesiv, sperând că motivul frământării se va epuiza. Totul pare difuz. N-ai dreptul ceresc să vezi mai departe de alb și negru, de a întreba ce alții nu îndrăznesc să gândească. Dar tu scrie încetat, deși, sub semnul fatalității aflat, o să mă pintez după metafore codate, undeva după coloanele arhitecturii firii, ca nimeni să nu le dezlege, ca nimeni să nu ajungă la adevărata mea ființă, constrânsă să trăiască sub umbră de foaie, constrânsă la voce de stilou, un ritual repetitiv în care scriu despre mine, pentru că, deși sunt dat dispărut, mă cunosc cel mai bine. Este o fetiță de 16 ani, cu o poezie de o profunzime aparte și o felicit din tot sufletul și, dacă mi este permis, dincolo de regulamentul dumneavoastră, i-am adus cărți din Cenaculi la 21 pe care îl conduc de 10 ani. Dacă o să îi par bine, vă felicit încă o dată și poezia nu moare. O invit acum pe doamna Cristina Panaite, directoarea Bibliotecii Municipale Roman, să ne împărtășească câteva gânduri. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Mă rog să fac parte și anul acesta din juriul concursului regional de creație lirică, a 16-a ediție. Bănuiesc că vârsta multora dintre voi este 16 ani. Vârsta mea
nu este neapărat un criteriu de selecție pentru valoarea profesiei viitor. Eminescu a debutat la 16 ani. Sunt multiple exemple în literatura română de scriitori tineri, Nicolae Laviș, Max Plecher, Vasile Cârlova, nu știu dacă se mai studiază Vasile Cârlova, un poet preromantic care a scris 5 poezii. El a murit la 22 de ani și a lăsat 5 poezii. Cele 5 poezii strânse într-un pom, a bătut la ușa literaturii și a rămas în istoria literaturii române. Mă bucur că am ocazia să vă spun cât de mult vă prețuiesc, că ați avut curajul să vă puneți sentimentele și trăirile în poezie. Îi felicit pe profesorii voștri care cultivă în voi pasiunea pentru carte și pentru lectură. Rămâne în consecvenți ideile aduce tinerii în preajma cărților și a lecturii. Vă felicit pe toți, sunteți toți câștigători, fie și pentru că doar ați participat. Sunt sigură că o să mai vorbim despre numele premiate astăzi. Încă o dată felicitări organizatorilor și ne-am văzut domnul Dumitru Brăneanu a adus un volum Condamnat la dragoste. Voi, dragii mei, sunteți condamnați la poezie. Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul acum domnului președinte al Uniunii Scriitorilor, domnul Dumitru Brăneanu. Da. Domnule primar, doamnelor și domnilor profesori, doamnelor și domnilor membri ai juriului, mă bucur că sunt astăzi aici cu dumneavoastră, cu acești copii înalți, frumoși, care ne demonstrează că țara aceasta, orașul acesta, zona aceasta, are șanse, are viitor și un viitor chiar bun. De ce poezie și frumos titlul, doar de poezie. Poezia și literatura în general și muzica are darul să ne umanizeze. Trăim o perioadă de dezumanizare tot mai puternic datorită tehnologiei. Prin poezie, prin literatură, prin muzică, putem să ne salvăm de a deveni sclavii tehnologiei. Nu că nu avem nevoie de tehnologie, ci nu să înțeleg greșit. Nu că nu ne folosește tehnologie. Dar trebuie să rămânem oameni, trebuie să rămânem față către față, trebuie să ne transmitem sentimentele de dragoste, de apreciere, sentimentele de a trăi oamenii. Ne străinăm tot mai mult de acest lucru, ceea ce nu este normal. Și astfel de manifestări au darul să ne amintească că putem să ne umanizăm și putem să trăim frumos, să trăim prin poezie, prin literatură. Felicitări pentru că liceul, colegiul tehnic pentru voi, pentru ceea ce faceți. De regulă se spune că doar colegii teoretici sau vocaționali fac astfel de lucruri. Iată că la noastră, un grup inimos de profesori fac un lucru minunat. Omul, până la urmă, sfințește locul și nu contează unde se află. Important e că vrea să lasă urmă. Să lasă o urmă de veșnicie. Și acest lucru fac cei de la Pietru Pone, profesorul nostru de limba română, conducerea liceului și să te apreciat acest lucru. Iată că dacă am avea, să zicem, rezerve că avem un viitor, sau dacă va fi un viitor pentru această țară, pentru limba românească, domnul Nichita spunea că limba este patria în care ne exprimăm, patria în care trăim, deci limba este, iată că prin acești poezi, prin acești tineri, viitori poezi, unii dintre ei, sigur, vor deveni consacrați, unii se mai pierd pe drum, vorba lui Iunescu, multe flori bat la poarta vieții, dar unii mai despart. E un proces firesc normal de cerere, dar important e că încercați, important e că vă aplicați să scriți,
să vă exprimați sentimentele, să vă exprimați ceea ce simțiți, să vă exprimați spiritual prin poezie. Repet, poezia are darul de a ne umaniza și de a ne face să fim altfel și, dacă vreți, noi ieșim. Felicitări pentru toți cei care au participat la acest concurs și de-a lungul celor 16 ediții. Pentru că important este să participi și apoi să câștigi. Dacă nu participi, n-ai nu să știi că poți să câștigi. Dacă câștigi, nu trebuie să te oprești. Trebuie să mergi în continuare, să te pregătești în continuare. Mereu trebuie să fie unul puș, o treaptă și altă treaptă și tot așa până ajungi la consacrare. Consacrarea e destul de grea, dar nu este imposibilă. O dovedește faptul că iată aici sunt recultivat câțiva scriitori care au reușit și noi. Am pornit tot așa, de liceu, cu bilețele de dragoste. M-a întrebat cineva pe la Chișinău, într-o tot așa o întâlnire cu niște elevi la liceu Vasile Alexandrii, cum am început? Păi, cum am început? Cu bilețele de dragoste, scrie poezii. Întâi le scrii mai naiv, mai cu naivitate, dar le scrii cu sinceritate. Și după aceea încep și după... Eu mai scris acum. Păi, mai sunt care se duce. Și în felul ăsta încep să-ți dezvolți, cum să spun eu, dragostea pentru a scrie, încep să-ți dezvolți tehnica de a scrie, stilul de a scrie, încep să-ți găsești un mod de exprimare propriu și așa mai departe. Nu vreau să vă despre mult, oricum fericitări tuturor celor care sunteți pe mine astăzi. O să vă dau și eu niște cărți pentru cei care sunt primească de o carte, dar de mine proprii. În felul ăsta ne cunoaștem mai bine. Felicitări pentru ceea ce faceți aici la Roman, doamna directoră și domnul profesor. Țineți-o tot așa că avem nevoie de poezie, avem nevoie de literatură, avem nevoie de spiritualitate și avem nevoie de identitate. Să știți că în Europa de mâine, azi și cea de azi de mâine, fără identitate culturală, riscăm să dispărăm ca nație și ca popor. De aceea, dumneavoastră, faceți acest lucru tineri de astăzi, care sunteți niște tineri minunați, de a păstra această identitate și a duce mai departe. Succes în continuare și tuturor fericitări! Ion Prăjișteanu, director al revistei Prim, revistă editată sub egida USR, filiala Bacău. Sper să aud, nu am volum foarte mare, sper să aud și puțin mai în spate. Pe mine, nu se aude, nu? Pe mine mă leagă o anumită nostalgie de orașul roman. În 69 am făcut aici o practică de vreo 7 luni, la tipografia din Roma, de pe Ștefan cel Mare. Și atunci, fac o mărturisire, am cunoscut o fată de la liceul agricol, probabil că a fost prima dragoste, mă sigur a fost prima iubire a mea, și vă dați seama cu ce emoții intru în orașul roman. Să vorbesc acum două cuvinte despre revista, o să vin mai des, nu o mai găsesc. Să vorbesc puțin despre revista acum, pentru că asta e importantă, mai ales pentru tineretul, copiii, elevii din sală. Avem inițiat un... revista apare de vreo 15 ani, este sub tutela unui scriitor din România. Suntem printre puținele reviste din țară care avem această tutelă, alături de Ramure, revista Ateneu, Argeșul, Tribuna, cum vorbim literarii, printre reviste de elită din România. În revista noastră, începând de luna aprilie, am lansat un supliment, pentru că se leagă foarte bine și din concursul de Petru Pone, de acest concurs, se numește Scânteii Galbeni. Scânteii Galbeni este poezia, un volum de versuri al lui Bacovia. Scânteii Galbeni așa arată. Să-ți prezentați elevi de la care a început să scrie, să învețe litera A, până la student, să nu zic mai mult. Toți copiii, toți elevii, toți care au capacitatea și scriu versuri, pot să trimită pe adresa revistei Plum și vor apărea în fiecare lună cu o poezie, cu două, cu un text, cu un eseu. Și este foarte important, uitați-vă cum arată pagina. E o pagină din interior a revistei Plum, o să vă las și câteva reviste aici să le vedeți dumneavoastră. O revistă de 15 ani care apare în România,
și mai ales cu un titlu formidabil. În momentul când am fost și am luat titlul revisei Plumb, cei de la OSIM au spus, domnul Cârminu, trebuie o adeverință pentru asta. Și că este cel mai frumos titlu de revistă în afară de Luceafăr. Vă mulțumesc și vă aștept la revista Plumb cu texte. Promisiunea e că dacă îmi veți trimite textele astea pe net, la adresa să știi, dați-mă revista Plumb pe net și să vă apare, aveți garanția că va apărea în revista Plumb. Vă mulțumesc! Am făcut un scurt anunț pentru că am uitat să vă spun. Pe data de 26 mai va avea loc ediția a doua Alexandriade. Apropo că am văzut aici, sunteți elevi de la Liceu Vasile Alexandrii din Sădoani. Așa că așteptăm până pe 20 mai toți cei care scriți poezii să trimiți să trimiteți creații dumneavoastră pentru concursul de tineri creatori din cadrul acestei manifestări de Uniunea Culturală Alexandriade din Sădoa. Pe adresa fie o să veți găsi pe site, găsiți și regulamentul sau pe adresa revistii Plumb. Revista linioară Plumb arondiahu.com. Deci vă așteptăm să trimiteți viața dumneavoastră pentru a fi premiat de și mai multe alte și mai multe. Vă mulțumesc! Le invit acum pe elevul nostru, Gherca Cosmin, de la clasa 12-a C.
așteptat a sosit, astfel încât trecem la înmânarea premiilor și am să vă rog pe doamna președinta juriului, Cristina Dascălu, să facă oficiile. O era, nu voi da mie lui astăzi, dar prietenilor mei dragi pe care i-am retrogradat astăzi, voi închina acesta cu șampanie. Nu, că mie mi-a zis Brânișteanu și azi trebuie să dai mielul până la... Vom începe cu diplomele de merit. Și toate sunt de merit. Vom începe cu marele premiu, premiul întâi, care se acordă elevului Cecan Gheorghe de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți, îndrumat de către profesor Cecan Lilia. O să vă rog să-mi permiteți, o să rog autorul, îmi permis să-ți citesc poezia. Non inductie. Simt cum îmi vine o poezie. Mi se clatină tavanul. Cred că e grea, dar nu sunt sigur că îmi vine sau urmează să-mi vină. Doamne, cât de greu e să fii sigur de două lucruri concomitent. Cineva a spus să penim toți îngerii și din petalele lor și din penele lor să facem o scară ușoară până la ecoul vocii. După atâta muncă am obosit. Din pene am făcut pene pe care am visat scara pe care am fi urcat. Pe scară nimeni nu urca, doar coborau îngerii frioși și toporul pe trunchiul din carte. Atâta liniște e în mine, încât încep să fac zarvă, clătinându-mă pe tăcerea ce se suprafune, pe vârful unei clopotnițe ce sună a spovedanie. Scârț, scârț, pe un păcat. Între două puncte nu încape decât un enunț. De aceea Sorescu terminase universul cu un singur punct, ca să încapă mai multe, ca ele să se amestece în virgule, notă pentru mine. Să fiu atent unde pun punctul. Să nu repet greșeala celor ce au pus punctul la început de istorie și la sfârșit de enunț. Stănescu are necuvintele, Sorescu are mereu cuvintele dublu împletite, Blaga are taina cuvintelor, Heidegger are sensul existenței cuvintelor. Lista e lungă, poate că prea lungă, și în groapa cuvintelor greu îmi găsesc cuvintele cu sens, cu gravitație, potrivite, tăcute. Eu am doar prefixul acesta non, pe care îl pun odată în fața cuvintelor și a doua oară în spate, ca să le văd prin fisura unui not gordian. Filozofii sunt niște bătăuși. Ei niciodată nu-și învață lecțiile. Chiar acum, în ogradă, toți s-au strâns într-un cerc pentru a smulge o înjurătură. Iar se bat, se îmbrâncesc. Nietzsche și Schopenhauer nu pot să o împartă pe una voința. Ard de nerăbdare. Îi urmăresc cu botul ochiului și coada o lasă să clame. Din păcate trebuie să-mi fac curat masă. Filozofii niciodată nu-și învață lecțiile. Felicit pentru așa... Îți mulțumesc că mi-ai dat voie să-ți citesc eu poezia. Mulțumesc.